Constantin, vino alături de mine, ia un microfon. Da. Așa. Așa. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, domnule. Mai vin invitați? Da. Da? Da, normal că mai vin invitați. Cum? Ia să vedem noi, pe cine chemăm? Cum? La masă. Cu o prietenă bună de-a ta, este vorba de Silvana Râciu. Hai mă, Silvana. Hei, Silvana. Și Steliana, Tima, oricum ce vine alături de noi. Vrei să pleci? Stai și tu aici lângă mine. Nu vrei să vii alături de noi? Nu vrei? Nu, ca să mai vorbim puțin, nu vrei? Nu vrei să mai vorbești Vai. Cu noi? Steliana nu vrea să vorbească Steliana. Cu noi? Nu știu cine Măi, cadoul meu e pe acolo, pe undeva, pe lângă floricelele alea. Lasă-l pauză. Îl dau după aceea. Mulțumesc. Eu l-am adus. L-a adus, dar l-am luat eu. L-am adus, da, sigur că da. Știi, e important pentru noi să avem gloria pământeană, să fim apreciați, să fim iubiți, dar cel mai important e să avem glorie cerească, să ne iubească Dumnezeu, să avem sufletul bun și curat. Eu asta îți doresc, să te iubească Dumnezeu și să-L ai mereu aproape viața întreagă. Foarte frumos, aplauze. Foarte mult. Cred că m-a iubit Dumnezeu dacă mi-a dat acest har. Și de la măicuța mea și... Iar noi suntem datori cei iubiți de Dumnezeu să răsplătim lucrurile și... astea. Și iubesc, las în urmă amintiri și închipuite iubiri, las în urmă orice de acum și în doi mergem pe alt drum. Trăiesc marea mea iubire, cea mai dulce fericire, liniște îmi dăruiești, că din suflet mă iubești. Spui mereu, femeia sufletului meu. Palme-ți spun, inima, te rog, ai grijă.
grijă de ea. Ne rugăm la Dumnezeu, fericit să fim mereu. Dacă a fost să ne întâlnim, pe viață legați să fim. Trăiesc marea mea iubire, cea mai dulce fericire. Liniște îmi dăruiești, că din suflet mă iubești. Te vreau mereu lângă mine, puiul meu doar pentru mine. Tu așa îmi spui mereu, femeia sufletului.